Te rog. Ma io mi lo confermo. Așa că nu știu cu care salutare. Flying Cocktail scrie pe el. Fost campion național, nu? Fost, da. Retras acum, acum trainer la o agenție de barmani. Vin oamenii să învețe. Vin. E, tocmai ieri am organizat o competiție special pentru barmanii din România, cu premii destul de mari. Unde găsești lumea? Flyingcocktails.ro sau unde am văzut? Exact, flyingcocktails.ro. Și ce? Ia vino cu Adena, că data trecută am învățat eu. Ia, stai să te aduc și microfon, Diana. Stai un pic, că, dar nu organizezi tot acum, fieți atent. Bun. Ce poate învăța un cursant care vine la prima lecție, păi, la Flying Cocktails? Începem prima mișcare, începem cu tinu, dar nu este cazul. Astăzi o să facem o mișcare mai simplă cu sticlă. Ruxandra, Ruxandrele, Andreea, vreți să încercăm cu o sticlă? Hai să facem sincron. Opa! Cum? Simplu. Simplu pentru început. Cum? Hai! Hey. Ah,
Hai încă o dată, hai că nu mă las, nu mă las, nu mă las. Aoleo, nu, hai să încercăm cu Ruxandra, poate. Ruxandra? Poate are nume predestinat, Ruxandra Bar. Hai să o ținem așa, uite așa. Da. Oh, mamă, îmi sparge capul, fiți atenți. Hop! Hey. E bine, și cu două mâini pentru început. Și cu două mâini. Și Andreea aș vrea să văd, pentru că Andreea poate are experiențe cu sticle. Se ține bila, așa. Ce e așa greu? Și ultima încercare pentru Ruxandra Luca, vă rog. Femeia care sparge capete, așa îi se spune. De ce râzi, mă? Hai, Ruxandra, ușor. Ținem așa, o țin. Așa, cu capul în jos, Ruxandra, da? Cu fundul în jos, pardon. Și... Aoleu, da, avem niște fete foarte talentate aici. Viorel Munteanu a venit să ne facă un număr și să ne spune că puteți să mergeți la Flying Cocktail să învățați dacă vreți să faceți asta în mod profesionist. El e fost campion național. Felicitări! Mulțumesc încă o dată! Și să ne vedem cu bine în vacanța asta. Bine, fetele, sunteți bine, sănătoase, toată lumea, da? Unde este altă, Diana? Da, mulțumesc frumos! Da! A reușit Andreea două ori, chiar fost să o duci în Hawaii, în Bora Bora!